fie să fie Domnul. Amin. Deci, amin. Ne bucurăm, așa cum se amintea, să fim în dimineața aceasta aici, la acest serviciu de mormântare, când cei care urmează să fie mormântați sunt îmbrăcați în sicriile lor albe și toate acestea ei nu sunt triști. Chiar dacă ochii unora dintre ei sunt împăienjeniți de lacrimi, nu sunt lacrimile disperării, ci sunt lacrimile bucuriei, sunt lacrimile speranței, sunt fericiți pentru că știu că nu împlinesc o datină, nu împlinesc un obicei, ci împlinesc porunca acelui ce este viu în vecii vecilor, care ne-a iubit până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu să vă binecuvinteze în această zi care va rămâne scrisă în istoria vieții voastre, ca o zi la care vă veți raporta tot timpul. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei prezenți în dimineața aceasta aici la sărbătoare și fie ca mesajul Scripturilor să taie împrejur inimile noastre și ziua aceasta să fie o zi marcantă, o zi de cotitură în viața multora, când să ne întoarcem la Dumnezeu, nu după imaginații sau după principiile noastre, ci să ne întoarcem la Dumnezeu după cuvântul Scripturii. Amin. Deci, așa cum vedem cu toții, suntem aici în această dimineață în prezența lui Dumnezeu și în prezența cuvântului Său. Domnul Iisus Hristos a dat făgăduința în cuvântul Scripturilor înainte de a se înălța la cer și le-a spus ucenicilor, voi duceți-vă și predicați Evanghelia și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Avem această încredințare în proporție de 100% că El Hristos Domnul este cu noi în dimineața aceasta aici. Amin. Pentru că El își onorează cuvântul. Și ori de câte ori, doi sau trei, se adună numele Lui, El este prezent acolo. Și în dimineața aceasta suntem aici în prezența Lui. De fapt, să știți, primul care a fost prezent la părtășie n-a fost noi, a fost Domnul. Pentru că El a hotărât părtășia și El a cerut-o. Și El este credincios promisiunilor și făgăduinților pe care El le face. De aceea suntem bucuroși în dimineața aceasta, să știm că nu suntem singuri. Să știm că nu ne bazăm pe forțele noastre, nu ne bazăm pe inteligența noastră, ci ne bazăm pe autoritatea și înțelepciunea Lui, ne bazăm pe ungerea Duhului Sfânt, care a promis că va fi cu noi și va fi peste noi. De aceea noi îi dăm slavă Lui, îi dăm slavă Lui. Eu sunt încredințat de faptul că sunt multe întrebări care se ridică în mințile multora în dimineața aceasta, cu privire la această lucrare. De ce așa? Unii tine, alții în vârstă. De ce? La 60, la 70. Fost unii care la peste 80 de ani au îmbrăcat haina albă și au intrat în apa botezului. Se pot întreba unii, Doamne, copiii aceștia care s-au născut în familie de credincioși, de ce și ei trebuie să se boteze? De ce, Doamne? Sunt întrebări. Ei, aș vrea dimineața aceasta să dăm la o parte orice idee preconcepută și să ascultăm ce spune Dumnezeu prin cuvântul Scripturii. Finalul Evangheliei după Marcu, Domnul Iisus Hristos le-a dat o poruncă ucenicilor și le-a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu, va fi osândit. Va fi osândit. Noi, după principiile noastre, după etalonul la care noi ne raportăm, suntem tentați să împărțim oamenii acestei lumi în mai multe categorii. Spunem despre unii că sunt penticostali, despre alții spunem că sunt baptiști, despre alții spunem că sunt ortodoxi, că alții sunt catolici și oamenii se întreabă, Doamne, unde este adevărul? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ei, cuvântul Scripturilor ne vorbește despre faptul că Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu, toți oamenii care au tranzitat sau tranzitează pământul acesta, se împart numai în două categorii. Oameni mântuiți și oameni osândiți. Apostolul Dragostei Ioan, prima sa epistolă, în capitolul 3, în versetul 10, el spunea acolo următoare. Iar, nu mai multe categorii. Dimineața aceasta noi suntem provocați prin cuvântul Scripturilor să ne analizăm pe noi înșine în ce categorie suntem. Facem parte dintre oamenii mântuiți sau dintre oamenii osândiți? Pentru că Scriptura, Dumnezeu ne vorbește în cuvântul Său, că odată ce am ajuns
la hotarul vieții noastre. Dosarul vieții noastre se închide, se pecetuiește și el rămâne pecetuit până în ziua judecății lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai are acces la el ca să schimbe poziția noastră. Noi nu suntem chemați în dimineața aceasta aici să lovim în crezul cuiva, dar suntem chemați să vestim cuvântul Scripturilor. Sunt oameni care cred că pe ei mântuie alții. Că după ce vor pleca din viața aceasta, dacă alții se roagă pentru ei, dacă alții vor posti pentru ei, dacă alții vor da mese în numele lor, lor li se rezolvă probleme. Este una dintre marile înșelăciuni ale diavolului. Scripturile, Dumnezeu vorbește prin Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, următoarele. Citez. Căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Nu în funcție de ce au făcut sau de ce n-au făcut alții după ce am plecat noi din lumea aceasta. Nu, nu, Dumnezeu ne spune prin cuvântul Scripturilor, nu vă înșelați, nu vă înșelați. Nimeni nu poate să-ți rezolve problema ta, nici pastorul. Se poate ruga pastorul pentru tine o viață întreagă. Rugăciunea pastorului nu te mântuie. Se poate ruga preotul pentru tine o viață întreagă. Rugăciunea lui nu te poate transfera dintr-o tabără în altă. Nu! Dumnezeu are o soluție a Lui. Și noi trebuie să acceptăm soluția Lui. Amin. Și Evanghelia nu este altceva decât revelația, descoperirea soluției pe care Dumnezeu o are pentru oameni, pentru mântuirea oameni. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia. Nu doctrinile voastre, nu părerile voastre, nu tradițiile sau obiceiurile voastre, nu! Predicați Evanghelia la orice vântură. Pavel spunea la începutul epistolei sale către romani, spunea următoarele, că lui nu este rușine de această Evanghelie a Domnului Iisus Hristos. Pentru că spunea ea, el, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită o dreptate, o neprihănire pe care Dumnezeu o dă prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Deci, nu există decât două tabere în lumea aceasta. Există tabra oamenilor mântuiți și există tabra oamenilor nemântuiți. Și cuvântul Scripturilor ne vorbește despre fapt că atâta vreme cât trăim în viața aceasta, noi trebuie să decidim intrarea noastră în tabra mântuiților pentru ca într-o zi să fim cu Dumnezeu în slavă, să fim cu Dumnezeu în glorie. Dar se pune întrebarea, de ce este nevoie de botez? Aici sunt tineri, așa cum era amintit aici și cum amintea fratele Susor, fica dânsul, născut într-o familie de oameni credincioși. Și cu câteva săptămâni în urmă, când în Biserica Domnului din Zorul pregăteam un botez nou testamental, i-am întrebat pe un grup de tineri care majoritatea dintre ei erau născuți în familie de credincioși. I-am întrebat, tinerilor, voi credeți cuvântul Scripturilor? Și eu am spus, da, credem, cum să nu cred? Și atunci am deschis Scriptura la 1 Corinteni, capitolul 7, și acolo omul Dumnezeu Pavel vorbește despre copiii care se nasc în familie de credincioși. Și acolo spune, numai dacă unul dintre părinți este copilul Domnului, copilul care se naște este sfânt. Și am întrebat, credeți cuvântul acesta? Și au spus, credem. Credeți că voi ați venit în lumea aceasta sfinți? Și au spus, credem. Și am întrebat, de ce vă botezați atunci? Și au spus, suntem păcătoși, avem nevoie de iertare. Și am întrebat, dar când v-ați pierdut neprihănirea, sfințirea despre care vorbește cuvântul Scripturilor? Când ați pierdut-o? Și ați ajuns păcătoși. Și au fost puși la încurcătură. Au început ei să spună, păi, am mai mințit și noi. Sau am mai ascuns și noi câteodată ceva. Sau poate o bătaie, sau mai știu eu, o ceartă cu colegii noștri, cu prietenii noștri și am ajuns păcătoși. Aș vrea dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să facă lumină în mințile noastre în privința aceasta. Este o mare problemă, problema păcatului. Este o mare problemă a înțelegerii acestui fapt. Sunt
sunt copii care se nasc în familie de credincioși. Și pentru ei, în mod deosebit, este problemă, pentru că în virtutea inerției, ei vin la biserică și cântă și noi ne bucurăm de aceasta. Și vin și recită și vin și predică și dau slavă Domnului. Și într-o zi îmbracă haina albă și intră în apă botezului. Dar întrebarea mea este, oare aceștii au cultură biblică sau au naștere din nou? Pentru că dacă nu există naștere din nou, botezul în apă nu are nicio valoare. Este o simplă bară. Botezul în apă trebuie să urmeze după procesul nașterii din nou. Și am întrebat pe acei tineri, spuneți-mi ce s-a întâmplat cu voi. Voi nu mai sunteți copiii Domnului, v-ați născut în familie de credincioși. Care este problema voastră? Și ei, așa cum spuneam, au fost puși la încurcătură. Și atunci, deschis cuvântul Scripturii. Și am citit în Romani, capitolul 6, Domnul Dumnezeu Pavel vorbește că prin neascultarea unui singur om a intrat în lume păcatul, nu păcat. A intrat în lume păcat. Și prin păcat a intrat moartea. Și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor. Vreau dimineața aceasta să facem deosebire între păcat ca principiu sau între păcat ca și cauză și păcate ca și efecte, ca și consecințe a cauzei. Și ca să fiu și mai înțeles, aș vrea să vă dau un exemplu. Dacă există o mamă în lumea aceasta, și din nefericire au existat asemenea mame, care au fost infectate de microbul SIDA, copilul care a fost adus în lume a fost purtătorul microbului SIDA. A ales el aceasta? A hotărât copilul acela în dreptul lui să fie purtătorul acelui microb care îl condamnă la moarte? Nu. A moștenit-o natura aceea. A moștenit microb. De ce? Pentru că mama lui a fost purtătoarea acelui microb. Ei, cuvântul Scripturilor ne spune că atunci când prima pereche de oameni au călcat porunca lui Dumnezeu prin neascultare, a intrat în lume păcatul, nu păcatul. A intrat acest microb în ființa umană. A distrus frumusețea acelei făpturi create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și a dus-o la moarte. Și nu o moarte de 60, de 70 sau 80 de ani. Ce spune Scriptura, după cum este viața și o moarte eternă, adică o despărțire veșnică de la fața lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, s-a citit aici în capitolul 9 din prorocul Isaia, când vorbea despre țara lui Zabron și țara lui Neftale, că era întuneric, era bezna acolo. De ce? S-a stins părtășia cu Dumnezeu. S-a stins legătura cu Dumnezeu, s-a rupt. Spunea Dumnezeu tot prin prorocul Isaia că păcatele voastre pun o zi de despărțire între mine și voi. S-a ridicat acest paravan, acest zid îngrozitor al păcatului. Și omul a ajuns infectat de microbul acesta al păcatului. Și ceea ce vedem noi cu ochii noștri și numim păcate, furt, desfrâng, minciună, crimă, nu sunt altceva decât sunt efecte ale microbului păcat care este în noi și care îl avem prin naștere. Prin naștere. Îl avem prin naștere. Că la unii se exteriorizează aceste fapte într-un mod mai vădit. Alții ajung să fie puși după grad. Și pe alții declarăm oameni moral. Este altceva. Dar fiecare dintre aceștia sunt purtătorii microbului păcat. Și copiii care se nasc în familie de credincioși. Și ei sunt purtătorii microbului păcat. Scriptura ne spune că sunt sfinți când se nasc, în sensul că nu vin cu consecințele păcatului apăsând asupra lor. Scriptura ne vorbește despre faptul că dacă mama în timpul sarcinii este plină de Duhul Sfânt, copilul care se naște este plin de Duhul Sfânt. Dacă mama este o fiică a Domnului sau tata sau amândoi părinții sunt copiii Domnului, casa lor este o casă a păcii, o casă a liniștii, o casă a speranței.
casă unde se cântă cântările Domnului, unde se închină înaintea Domnului, unde dau slavă Domnului. Ei, acea atmosferă a păcii se transferă asupra copilului care urmează să se naște. Și Scriptura le spune că ei vin în lume și sunt sfinți, adică vin fără consecințele microbului păcat care tărâmă și care prăbușesc atâtea familie. Ei vin fără aceste consecințe, fără aceste efecte. Dar, în schimb, microbul păcat este în ființa umană. În ființa umană. Și microbul acesta, fie că ești un om moral, fie că ești un om distrus de patimi și pofte, microbul acesta, în final, te duce la moarte. Scriptura, Dumnezeu vorbește în cuvântul Scripturilor că plata păcatului este moarte. E moarte. Și nu spune că păcat care se exteriorizează într-un mod îngrozitor sau păcat care ai reușit să-l tăinuiești sau să-l ții în frâu. Nu. Scriptura spune plata păcatului este moarte. Este moarte. Ei, oamenii care realizează faptul că în ei este încuibărit microbul păcat care îi duce la moarte, adică la o despărțire veșnică, o despărțire eternă de fața lui Dumnezeu, încearcă să-și rezolve problema. Și există două căi, așa cum oamenii se împart în două tabere în lumea aceasta, copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului, indiferent ce lume poartă. Așa cum spuneam, se pot numi penticostali. Dacă n-au trăit nașterea din nou și nu trăiesc după cum cere Scriptura, se pot numi penticostali. Ei sunt în tabăra adesa. Atenție! Se pot numi ortodoxi dacă nu au trăit nașterea din nou și nu trăiești ce spune Scriptura. Ei sunt în tabăra adesa. Ei sunt în tabăra adesa. Și plata păcatului este moarte. Ei, oamenii care realizează faptul că microbul păcat este încuibărit în ei, încearcă să-și rezolve problema. Și cum spuneam, există două căi prin care oamenii încearcă să-și rezolve problema. Prima cale este calea faptului. Citim în cartea Faptele Apostolului, în capitolul 10, despre un sutaș pe nume Cornel. Era un om deosebit. Despune Scriptura că era cucernic, devător de Dumnezeu și nu numai el. Toată casa lui. Toată casa lui. Făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Nu-i așa? Un om de invidiat. Fiecare ne-am dorit să fim așa. Va ne spune versetul 22 din Fapte capitolul 10 că sutașul acesta spuneau alții despre el. Om drept, temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, adică cei peste care el domnea. Toți îl vorbeau de bine. Unul acesta încerca să se apropie de Dumnezeu. Dar cum? Pe baza a ceea ce putea el să facă. Fac milostenii, fac rugăciune, mă duc la biserică, se ruga totdeauna, nu din când în când, Domn. Nu la Paști și la Crăciun. Nu duminică când mergea la părtășiri cu biserica. Nu, se ruga tot timpul Domnului. Era un om drept înaintea lui Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul vrăjmașilor lui. Vorbit de bine. Și omul acesta are într-o dimineață, pe la ceasul al 9-lea, când stătea în rugă înaintea Domnului, are o revelație dumnezeiască. Dumnezeu trimite un delegat al lui la el și spune, Cornelie! Și rugăciunile și milostenile tale au fost primite. Știi ce? Trimite la Iope. Acolo este unul singur. Locuiești în casa lui Simon Tăbăcar, acolo e Petru, Simon Petru, știi ce? Cheamă-l să-ți spună ce trebuie să faci. Cum, Doamne, la ce eu sunt mântuit? Doamne, milostenii fac, rugăciuni fac, post fac, mă rog tot timpul, cu toate, nu numai eu slujesc Domnului, ci cu toată casa mea slujesc Domnului. Doamne, tot neamul acesta mă vorbește de mine și spun despre mine că sunt un om drept. Doamne, mai crede ceva? Dar omul acesta, în sinceritatea lui, își cheamă slujitorii și nu tăinuiește ce a descoperit Dumnezeu. De multe ori ne cheamă să descoperim și să revelăm altora părțile noastre slabe. Sau carențele noastre, defectele noastre, încercăm să le acoperim, încercăm să le mascăm. Dar omul acesta a spus, uite, le-a spus slujitorilor lui tot ce a spus Domnul. Și a spus, duceți-vă la Iope. Căutați-l pe Simon și aduceți-l. S-a dus delegația la Iope. Și după 4 zile erau din nou în casa lui Corneliu, la același ceas, la ceasul al 9-lea. Corneliu era acolo împreună cu toată casa lui. Și ascultați ce Evanghelie a vestit apostolul Petru, că
căruia Hristos Domnul i-a spus, du-te, toată lumea și predică Evanghelia în orice pătură. Să ascultăm ce Evanghelia vestită. Iisus, Fapte capitolul 10, versetul 42, citesc. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodul și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, adică despre Iisus, că oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcat. Asta a fost Evanghelia care a găsit-o pe El. Și a spus Corneliu, apreciez cu alte cuvinte, râvna, apreciez moralitatea ta, apreciez dragostea ta, apreciez sacrificiile tale. Dar toate acestea nu-ți pot deschide poarta ca să intri în eternitate cu Dumnezeu. Toate acestea nu pot să constituie prăjina care să te propulseze, care să te arunce în tabra copiilor lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu a hotărât o soluție și această soluție este oricine crede în Iisus, capătă prin numele Lui iertarea păcatului. Iată soluția pe care Dumnezeu o are. Și pentru cel care este să vede apăsat de patimi, așa cum se citea aici în cartea prorocului Isaia, căci jugul care apăsa asupra lui, toiagul care lovea spinarea, nu iau acelul ce acela supreală e sfărămat ca în ziua lui Marian. Căci orice încălțăminte purtat în vămășala luptei și orice haine de război tăvălit în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse. Nu știu în ce bătălie ai fost implicat și implicată până în dimineața aceasta. Nu știu ce povară a apăsat asupra vieții tale, ce patin, ce legături au încorsetat viața ta. Dar cuvântul Scripturilor ne spune că Dumnezeu l-a trimis pe singurul lui Fiul lui noastră ca să fie jertfa de ispășit. L-a trimis pentru ca sângele lui să distrugă puterea microbului păcat și să-ți dea libertatea și posibilitatea și căria și puterea să trăiești cum Dumnezeu îți cer. Cum Dumnezeu îți cer. Este singura, este unica soluție pe care Dumnezeu o are ca să fii sfânt și să fii curat înaintea Domnului. Nu cu mult timp în urmă am vizitat o familie care este membru Biserica Domnului din Zorii și numai soția din acea familie era întoarsă la Domnul. A fost o zi când îmbrăcase haina albă și intrase în apa botezului și a mărturisit că Iisus Hristos este Mântuitorul ei și Domnul ei. Am dus într-una de zile pe lângă soția să le fac o vizită și când am ajuns la dâși acasă, soțul m-a întrebat și mi-a spus, uite, am o problemă. Și într-una de zile a venit soția mea acasă și mi-a spus, eu sunt sfântă. Și am spus, taci, să nu mai spui așa ceva. Este prea mult să spui așa ceva, este prea îndrăzneț să spui că tu ești sfântă. Cum poți să spui așa ceva? Și m-a întrebat, domnule pastor, ce spui în privința aceasta? Mi-am dat seama că omul respectiv, din perspectiva din care el privea, el avea dreptate. Poate v-am amintit de povestea cu cei doi copii care erau odată față în față la o masă. Și se certau așa la cuțite între ei pentru o cifră care era scrisă pe masă. Unul spunea că scrie 6, celălalt spunea că scrie 9. Care aveau dreptate? Amândoi. Ei, mi-am dat seama că ființa aceasta are o anumită perspectivă din care privește probleme. Și am dat următorul exemplu. Locuiesc undeva la o casă particulară. Și a spus, ascultă, haideți să presupunem că aici, în curtea casei dumitare, sunt mai mulți copii, copilași care se joacă. Și se joacă afară acolo în nisip și sunt plini de mizerie din tălpile picioarelor până sus în creștetul cap. Copiii aceștia realizează faptul că trebuie să meargă acasă și că dacă vor fi murdari s-ar putea să aibă probleme cu mămica și cu tăticul lor. Și de-a ieși afară, îi privești și spui copii. Deodată copiii se opresc din joaca lor, se ridică și îndreaptă privirile înspre tine și te ascultă și trebuie să spui copii. Am aici pregătit o baie. Am un duș, am șampon, am săpun pentru voi, am totul pregătit. Care dintre voi vreți să dați jos mizeria care este pe voi? Pentru că urmează să plecați acasă. Și unul dintre copiii aceia spune, eu vreau. Și vine și intră în baia din tale, dă drumul la apă, intră sub duș, ia șamponul, săpunul, se șamponează, se spală bine și apoi ies în partea cealaltă. Ce spui despre copilul acela? L-am întrebat. Este murdar sau este curat? A spus, este curat. Și a spus, uite ce s-a întâmplat cu soția dumitale. Soția dumitale a avut o zi în viața dânsei când a spus, sunt păcătos. În învărmășala luptei mi s-a sfârticat haina. Am fost murdărit, am fost înșelată de diavol.
spunea Pavel în Roman capitolul 7, când spune: binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul pe care nu-l vreau să-l fac, îl fac. Iată ce fac. Și striga el în final: o, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și spuneam eu: soția dumitale a avut o zi când a înțeles că este păcătoasă, că vinovăția apasă asupra dânsii, că prin forțile ei proprii nu le poate de la o parte. Dar a înțeles că la crucea Calvarului a stat Fiul lui Dumnezeu. Și acolo la cruce a curs sângele nevinovat a Fiului lui Dumnezeu, pentru ca sângele lui să spere orice păcat. Și spuneam: soția dumitale a avut o zi când a venit la cruce și a intrat sub acest duș al lui Dumnezeu, a intrat sub sângele Domnului Iisus Hristos și a ieșit în tabra cealaltă, în tabra mântuiților, și l-am întrebat: ce crezi că spune Dumnezeu despre o asemenea ființă? Dacă dușul acesta pământesc cu apa lui, poate să dea la o parte mizeria și murdăria lumii acestia. I-am spus: Dumnezeu ne spune prin cuvântul Scripturilor că sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat, de orice păcat. Nu există fără de lege, nu există mizerie, nu există puterea păcatului pe care să n-o zdrobească sângele Domnului Iisus Hristos. Nu există legături care să mai rămână în picioare în fața mielului lui Dumnezeu, care a spus: toată puterea mi-a fost dată în cerul și pe pământ. Nu există așa ceva. De aceea, oricine ca să fie mântuit, oricine ca să fie copilul Domnului, oricine ca să treacă în tabla mântuiților, trebuie să aibă o zi în viața lui că să spună: sunt păcătos. Microbul păcatului este încuibărit în natura mea, în ființa mea. M-a ruinat, m-a despoiat de frumusețea și gingășia pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Știu că nu pot prin forțele mele proprii să-mi rezolv problema, dar Dumnezeu are soluția lui și vin la el. M-a întrebat cineva într-o zi: domnule pastor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și am spus: ascultă-mă, nimic! Și respectiv a făcut tocmai acum: nimic pentru mântuire? Și a spus: nimic, pentru că mântuirea e darul lui Dumnezeu. Amin. Tu nu trebuie să faci altceva decât să recunoști că ai nevoie de ea. Și să vii la Hristos, Domnul, și să spui: Domnule, eu nu pot. Dar Tu poți. Domnule, eu nu pot să dau la o parte mizeria și păcatul care apasă viața mea. Domnule, eu nu pot să scap din patimile care au încorsetat viața mea. Dar știu că Tu poți. Și vii la El și spui: Doamne, accept mântuirea Ta și accept salvarea Ta. Și atunci Domnul îți dă mântuire. Dar este așa greu pentru oameni să creadă acest adevăr simplu al Scripturii. Oamenii își imaginează mântuirea ceva mult mai complicat, mult mai complex. Să faci ceva. Și am spus: ascultă, hai să considerăm că aici, în încăperea aceasta, vine cineva care are $1,000,000. Și vrea să-i ofere cuiva să spună: uite, îți dau suma aceasta ție, ca să rezolv multe probleme care trebuie rezolvate. Și ființa respectivă se uită: domnule, banii mi-ar trebui, dar aș avea nevoie de ei, dar chiar este pentru mine? E sumă prea mare, nu pot să pun mâna pe ei. Și atunci când vede ezitările acelei ființe, se îndreaptă spre un copilar la 6, la 7 ani și spune: copile, ia și cumpără-ți ciocolată. Și copilul: ia și eu. Și spune: ia, sunt ai tăi. Ei, așa-i mântuirea. Așa-i mântuirea. Pentru mântuire nu faci nimic decât vii și spui: Doamne, ăsta sunt. Sunt păcătos, sunt vinovat, nu pot să scap de vinovăție. Dar am găsit scris în cuvântul Tău că Tu ești ușa și oricine intră prin Tine va intra, va ieși și va găsi pășune. Tu spui prin cuvântul Tău că Tu ești calea, adevărul și viața. Și că nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin Tine. Tu spui în cuvântul Tău că i-a plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în Hristos Domnul și să împace totul cu Sine prin El. Atât ce pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Asta e soluția lui Dumnezeu. Hristos Domn. Nu încerca să te mântuiești în religiile tale. Nu încerca ca religia sau o anumită biserică să te scape de apăsarea și din corsetarea care ești. Niciodată nu va reuși. Moralitatea nu te scapă. Gradiile nu te scapă. Nu! Ci numai sângele Domnului Iisus Hristos te curățește și te izbăvește de orice păcat. E sângele Domnului Iisus Hristos care are puterea, pentru că El a fost și este mielul lui Dumnezeu care îi ridică păcatele lui. El ia pobor, El dă la o parte de legiuirea și fără de legea și scrie pe fruntea ta: ia al meu pentru eternitate, ia al meu pentru veci veci. Asta e darul lui Dumnezeu.
Nu încercați să umblați dintr-o biserică în alta, căutând să vedeți dacă nu vă mântuie vreo biserică. Nu! Soluția lui Dumnezeu este arătată în Evanghelie. În Evanghelie. Numai Hristos Domnul ne schimbă natura noastră. Că după ce suntem înnoiți, avem nevoie de o biserică în care să trăim învățătura apostolică, părtășia frățească, frângerea pâinii și rugăciunea. Da, este adevărat. Fără așa ceva, nu dăinuiești viața din Dumnezeu în noi. Fără părtășie, nu dăinuiești viața din Dumnezeu în noi. Dar nu părtășiile ne mântuie. Noi avem nevoie de părtășii nu ca să fim mântuiți. Avem nevoie de părtășii pentru că suntem mântuiți. Pentru că suntem copiii Domnului. Ei, după ce am avut o asemenea zi, când am spus, Doamne, eu nu pot. Doamne, știu că microbul păcatului este încuibărit în viața mea și eu nu pot să dau la o parte. Și am venit la Hristos Domnul și am trăit prin credința în jertfa Lui, eliberarea și descătușarea și curățirea și iertarea și spălarea. Și mi-a spus, ăsta e al meu pentru eternitate. După aceasta, mă duc și îmbrac haina albă și mă duc la apă botezului. Și prin scufundare în apă, depun mărturia publică înaintea cei, înaintea celor ce se văd și nu se văd, că eu am murit față de viața mea veche. Am murit față de faptele murdare ale Întunericului. Că pe Iisus Hristos l-am făcut Mântuitorul și Domnul vieții mele. Amin. Și ieșind afară din apă, este o a doua mărturie că din momentul acela acolo și până la capătul vieții și pentru eternitate, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. Este Mântuitorul vieții mele. Iată semnificația botezului. De aceea, Scriptura, așa cum amintea fratele Gabe aici, Scriptura ne spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Nu cine se botează și apoi crede, va fi mântuit. Nu! Botezul înaintea credinței nu-și are nicio valoare. Nicio valoare. N-ar fi o problemă pentru noi, așa cum se amintea aici, să botezăm copiii mici. Să-i stropim cu apă sau să-i băgăm într-o băniță și să-i spunem că botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Dar, în cuvântul Scripturilor, nu avem nicio acoperire pentru asemenea lucrare. Și dacă nu avem acoperire în cuvântul Scripturilor, în fața lui Dumnezeu nu are valoare. Credință, știți ce înseamnă? Spunea omului Dumnezeu, Pavel în Roman, capitolul 10, cu versetul 17. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă nu-i cuvântul lui Hristos la cunoașterea pe care o avem, la faptele și la tot ceea ce facem, nu-i cuvântul lui Hristos ca și temelie, fața lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Și în ziua judecății le va spune Dumnezeu, duceți-vă de la mine, pentru că nu vă cunosc. De ce? Ați lucrat fără de lege. Fără de lege. Și noi nu vrem să lucrăm fără de lege. Noi vrem să lucrăm cu cuvântul Scripturii. De aceea, fiecare dintre noi, ca să fim mântuiți, ca să trecem din tabăra nemântuiților în tabăra mântuiților, ca să scăpăm din tabăra copiilor diavolului și să ajungem în tabăra copiilor lui Dumnezeu, există această unică poartă. Vedeți? La frontierele țării există mai multe puncte de trecere, ca să treci într-o altă țară. Dar, din lumea aceasta a păcatului, ca să intri în împărăția, în sfera Tatălui Ceresc. Și în împărăția Lui există o singură poartă. Și această poartă este și rămâne Hristos Domnul. Nu intri prin poarta aceasta și sar pe altă parte. Și te îmbraci în ceremonial și în tradiții și în obicei. Te vor însoți toate aceste până la ușa mormântului. Și toți poate vor spune despre tine, ești un om minunat, nimeni nu-i ca tine. La ușa mormântului îți vedea seama că ești cu mâinile goale. Că toate faptele tale murdare se vor vestiji cum s-au vestijit frunzele din care prima familie de oameni și-a făcut șorțul. Și au încercat să-și acopere goliciunea. Atunci, la urmă, când soarele dreptății, când soarele neprihănirii, se va ridica și va străluci în toată frumusețea și puterea Lui. Toate faptele noastre cu care noi am încercat să ne acoperim, una după alta vor păli și vor cădea la pământ. Și cum spunea Dumnezeu prin înțeleptul Iov, nelegiuirea celui nelegiuit îi va închide gura. Și toți acei care au avut o zi când au venit la cruce și și-au spălat viețile lor în sângele Domnului Iisus Hristos. Și au spus, Doamne, numai prin jertfa Ta și numai prin Tine și numai cu Tine avem biruința. Ei vor avea bucurie atunci și acolo. Să spun așa cum spunea Apostolul Dragoste Ioan. Acum suntem copii ai Domnului. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va veni El vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Asta e speranța celor ce au îmbrăcat în această zi haina albă. Nu și-au pierdut mințile, n-au luat-o pe ulei, așa cum spun alții. Nu! Nu! Ce au întâlnit uleiul Duhului Sfânt. L-au întâlnit pe Hristos Domnul și au spus, Iisuse, suntem la dispoziția Ta. E singurul care poți să mântui, e singurul care poți să ierți.
Le punem inima ca și este la dispoziția ta să te naști acolo. Și de azi înainte să fii nu numai Mântuitorul, ci și Domnul vieții noastre. Amen. Fie dragă dumneavoastră care în dimineața aceasta împinși de Duhul lui Dumnezeu. Ați venit aici să ascultați Scripturile. Fie ca ziua aceasta să fie ziua voastră. Nu știu dacă Dumnezeu a mai rânduit sau va mai rândui o zi ca aceasta. Nu știu, eu s-am putea poate la noapte sau mâine să spună Dumnezeu vino. N-aș vrea să fiu vinovat de sângele nimănui în ziua judecății. De aceea revin și în numele lui Dumnezeu vă spun tuturora. Aveți grijă ce faceți cu eternitatea voastră. Viața aceasta nu este numai între ziua nașterii și ziua morții. Scripturile ne spun că suntem de neam din Dumnezeu. Că venim din eternitatea lui Dumnezeu. Că trăim o frântură din eternitatea noastră aici, în lumea aceasta. Și apoi ne continuăm existența pe alte coordonate decât cele spațiu-timp în lumea lui Dumnezeu. Fie în prezența lui Dumnezeu pentru că cinești. Dacă aici, în viața aceasta, prin Hristos, Domnul a intrat în camera mântuiților, sau despărțiți pentru eternitate de fața lui Dumnezeu, dacă am refuzat jertfa Domnului Iisus Hristos și am încercat alte soluții ca să ne rezolvăm problema noastră. Fie ca dimineața aceasta Duhul Dumnezeu să te sensibilizeze. Fie ca dimineața aceasta Duhul Dumnezeu să-ți răcumbe inima ta. Să nu lasă să treacă timp, să nu lasă să treacă vreme. Eu văd prin harul care Dumnezeu arată față de noi în această dimineață brațele lui deschise. Și spune, vino la mine, vino așa cum ești. Și spune prin cuvântul Scripturilor că cel ce vine la mine nu voi spune acum. El te așteaptă, e gata să te ierte. E gata să treacă tot trecutul tău în banii tăi, e gata. E gata să te îmbraci în haina albă. E gata să spună încălțăminte în picioare și mere în dege. E gata să se întindă masa și să înceapă bucuria că un care a fost în robia păcatului s-a întors la Hristos Domnul la tată la casă. Fie ca bucuria aceasta să fie bucuria cerului pentru întoarcerea ta și bucuria aceasta să fie bucuria vieții tale. Și ziua când aceste ființe au îmbrăcat haina albă să fie momentul de cotitură când să spui un nu păcatului și un da din toată inima Domnului. Amin. Amin. Să ne ridicăm cu toată biserica. Mulțumim că tu ești cel ce zidești biserica ta. Porțile locuinții morților nu vor birui. Lăudăm Tatăl Ceresc pentru aceste ființe care au îmbrăcat haina albă. Amin. Ca dovadă că au trecut din tabra vrăjmașului, din tabra diavolului, în tabra copiilor tăi. Doamne Dumnezeule, te laud că în această zi ei sunt aici ca în prezența ta și în prezența tuturor celor ce sunt aici. Să declare și să mărturisească că Tu ești Domnul și Mântuitorul lor pentru eternitate. Doamne, te laudăm pentru aceasta. Doamne, Tatăl Ceresc, că îi încredințăm în mâna Ta cea mai putere. Doamne, cerem protecția numelui Tău peste ei. Amin. Cerem carna Ta îngerească să tăpărească în jurul lor. S-ar putea ca mâine să înceapă botezul cu foc. S-ar putea ca mâine să înceapă prigoana și suferința. Și acum a început împotriva Fecioarei Maria, pentru că a îngăduit ca Hristos Domnul să se zemislească în ființa ei. Doamne, aceste ființe au îngăduit ca Tu să te naști în inimile lor. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fii cu ei pe cap. Dă-le biruința Ta, dă-le ajutorul Tău, Doamne. Fă, Doamne, să se îndrăgostească mai mult de cerul Tău și de eternitatea Ta. Pune-le în față făgăduințele Tale prin care Tu le spui că într-o zi vor fi îmbrăcați în haine albe și cu ramuri nefericite în mâini și vor sta înaintea Ta pentru eternitate. Mă rog, Tatăl Ceresc, pentru cei care în ziua aceasta au fost aici și au ascultat cuvântul Scripturilor și în care încă microbul păcatului mai lucrează moartea. Mă rog, Tatăl Ceresc, fă ca ziua aceasta să fie ziua în care ei să vină la cruce, amin, să vină la jertfa Ta, să primească mântuirea Ta și salvarea Ta și să se bucure de mântuirea Ta pentru eternitate. Credințăm lucrarea în continuare în mâna Ta cea puternică și îți mulțumim, Tatăl Ceresc, în numele Domnului Iisus, că Tu ne asculți. Amin. Amin.